Record pentru liderul pieței de medicină dentară din România, grupul de clinici Dentestet. În primele 6 luni ale anului, compania a realizat o cifră de afaceri de 31 de milioane de lei. Este o creștere cu 34% față de aceeași perioadă a anului trecut. Este cel de-al 14-lea an de creșteri consecutive și de menținere a poziției de lider. În evoluția cifrei de afaceri, cea mai mare pondere o reprezintă serviciile de implantologie și prostetică dentară. Grupul de clinici stomatologice Dentestet anunță o creștere a cifrei de afaceri pentru anul 2019, consolidându-și poziția de lider deținută pe piața de profil la nivel național. Este o creștere cu 34% față de aceeași perioadă din 2018, anunță compania. Același trend pozitiv îl înregistrează și clinicile Dentestet și Dentestet for Kids din Sibiu, care la doar un an de la inaugurare au stabilizat o echipă de medici dentiști atent selecționată ce tratează cu succes cazuri dentare complexe din toată regiunea centrală a României. Anul 2019 a fost un an care ne-a adus performanțe în toate ariile de expertiză din cadrul grupului Dentestet. Este unul în care ne-am consolidat și echipa de medici din Sibiu cu sprijinul medicilor aduși din București pentru a împărtăși din experiența dobândită în cei peste 21 de ani de activitate în domeniu, spune fondatorul grupului Dentestet. În evoluția cifrei de afaceri, cea mai mare pondere o reprezintă serviciile de implantologie și protetică dentară. Astfel, în 2019, numărul total al implanturilor dentare a crescut cu 89%. Anul 2020 marchează 4 ani de când s-au pus bazele unui parteneriat solid cu MedLife, care a reprezentat și startul evoluției accelerate a grupului de clinici de stomatologie pentru a atinge un nou stadiu al dezvoltării și inovației în acest domeniu. Evoluția Dentestet și performanțele care ne depășesc previziunile anual ne demonstrează că strategia de dezvoltare națională pe care o implementăm împreună cu Dentestet reprezintă un demers ce trebuie continuat pentru că pacienții români au nevoie de servicii de stomatologie integrate, spune Mihai Marcu, președintele Consiliului de Administrație MedLife. Grupul Dentestet a fost înființat în anul 1999. În cei 20 de ani de existență, echipa s-a extins la 320 de specialiști, dintre care 105 sunt medici. Mr. Bean dezvăluie ce trebuie să facem în pandemie pentru a ne proteja.